Doamne, dar ce cald e aici la dumneavoastră! Puh! Dacă ți-e cald, de ce te duci lângă calorifer? Fiindcă mie când mi-e cald, rău mă ia cu frig. Ar trebui să plec. Vă rog, dacă n-aveți nimic de spus despre colir, vă rog să-mi semnați și mie aici de primire. Unde? Aici. Ia spune-mi, domnișoară cu ochi frumoși, unde face revelionul în seara asta? În pat. Cum se poate? O fată atât de tânără și de drăguță ca dumneata ar trebui să petreacă. Vă mulțumesc de compliment. Ia spune-mi, domnișoară cu ochi frumoși. Maria. Mă cheamă Maria. Tata a vrut să-mi pună numele Miozotis, dar a renunțat că nu știa nașul să zică. Acasă mi se spune altfel. Cum? N-are importanță. Și la servici mi se spune Mary. Și nu poți să-mi spui cum ți se spune acasă? Ba da, da. Ăla e un nume particular. Și la dumneavoastră mă aflu în interes de serviciu. Pe acum, chestiunile de serviciu s-au terminat. În cazul ăsta ar trebui să plec. Păi da? Domnișoară Mary. Nu îmi spuneți așa, vă rog. Că aici nu suntem la magazin. Dar cum să spun? Domnișoara Panait. Sau numai domnișoară. Că oricum e mai ușor de ținut minte. E bine, domnișoară Panait, aș vrea să-ți mulțumesc. Nu, vă rog frumos, nu, dimpotrivă. Eu vă mulțumesc dumneavoastră, datorită colierului am putut să le vorbă cu dumneavoastră. Plus că am câștigat și 1000 de lei. Cum așa? Am câștigat prin soarea. Prin soarea? Da. Să vedeți, eu am făcut prinsoare cu colegele mele de la servici cu fetele pe 1000 de lei din leafa viitoare, că eu am să vă cunosc personal până la sfârșitul anului. Și cum azi suntem în 31 decembrie, eu l-am rugat pe domnul Cna